Dragilor, am o veste extraordinară. A venit momentul să revin în ring. Pe 15 decembrie ne vedem la Galați. Este cea mai mare provocare a vieții mele din toată cariera mea. Este un adversar extraordinar de puternic. Nu am mai văzut până acum un astfel de campion. El este Mihai Gabriel și este campionul în luptă cu viața. Ne vedem la Galați. Va fi nebunie totală. Da! Chiar și în ultimele 10 secunde de impact, înainte de impact. Era Mitreza voi așa, nu se vedea nimic pe cea, pe cea, pe parul. I-am spus și eu și băiatul care a decedat, că eram în mașină și m-am trecut și pe loc. I-am spus să o luăm mai încet, să fim așa, pentru că nici nu vedem nimic. El, întâi să șoferul m-a întrebat că, dar ce nu aveți încredere? Instant după impact, după vreo 2-3 secunde, eu am început să văd totul, așa, am ieșit din mașină și lepitam, adică așa, cam la etajul 1 și vedeam totul așa, cam la etajul 1 și am văzut chiar și când au venit martorii în o mașină, s-au oprit să vadă ce s-au întâmplat, când au venit echipajele de poliție și salvare și așa, m-au resuscitat, o jumătate de oră sau 2 minute, ceva de genul, mi-au rupt 4 coaste. Și toată lumea urla că o să mor. Dar după ce m-am băgat în salvarea aia pe trată, cred că de terapie intensivă. Și acolo mi s-a oprit tot filmul. Cred că m-am conectat la parapet și am început să-mi revin cât de cât. Cine a fost alături de tine în toată perioada asta? Mama, cred că nu mai are lacrimi. Deși a plâns și e alături de mine mereu. Și eu iubesc Dumnezeu. Și antrenor de kinetoterapie. El a făcut om de mine. Că nu vrea nimeni să lucreze cu mine. Că eram, spuneam că ori sau ori că nu mă ieși, ori că nu nimic. Ma, este îngerul meu păzitor. Și a fost. Și o să fie. Că mă iubesc și mă iubesc. Cum era viața dumneavoastră înainte de acel accident? Foarte frumoasă. Nimeni nu poate să-și imagineze clipa. Să ne bucurăm de clipele în care noi nu avem probleme. Ați crezut tot timpul că Mihai se va recupera, chiar dacă ați primit acele șanse mici? Nu, cum să vă spun? În prima săptămână nu înțelegeam nimic. Era... Nimeni nu avea încredere. Cum să vă spun? Medicii erau speriați de reacția mea. Dar după o săptămână, mi-am dat seama că trebuie să mă adun și m-am mutat acolo pe scările în spital și am stat acolo 3 luni pe scări. Pot să le mulțumesc medicilor și asistențelor de pe terapie intensivă pentru că s-au purtat foarte frumos cu mine și l-au îngrijit bine pe Mihai, chiar dacă nu avea nicio șansă. Deci el a stat 3 luni intubat. După aceea a mai stat 3 în stare vegetativă la un spital privat din Târgu Mureș. A fost cel mai frumos lucru când Mihai mi-a zis: mamă, ce lungă a fost vacanța asta. Sau mi-a zis așa, noi nu știam că el e conștient. Și l-am rugat: Mihai, dacă mă vezi, clipește-mă. Asta era la 6 luni, cam la 6 luni. Și Mihai nu m-a clipit pentru că nu mă vedea. Și am zis: Mihai, atunci, dacă mă auzi, scoate-mi limba. Și mi-a scos limba. Atunci am fost cel mai fericit om de pe lume. Niciodată nu am crezut că te poți bucura de lucruri mărunte. Dar cel mai frumos dar de la viață este sănătatea. Ce le spune celor care au trăit în aceleași drame ca ta, cei care sunt triști, necăziți, supărați, ce le transmite? Să nu se lasă niciodată. Că așa am păzit și eu. Chiar dacă mă durea de muream, dar nu mă lăsăm. Și spuneam, uneori mă rugam la Dumnezeu să mă ia, să mor, să mă mai trăie dimineața. Se lua la spital când rămâneam sigur. Că așa durea mea. Și
să aibă ambiție. Că fără ambiție rămâi olegul. Sau că, cum am fost eu. Că și de mine toată lumea spune că o să mor sau să fie o legumă sau așa, da. Dar în momentul în care a fost accidentul, ce șanse îți dădeau atunci să te recuperezi? 0,0001. Și acel 1 pentru că m-a asigurat de ei. A spus că o să mor. E o minune că tu ești acum aici vorbind cu mine? Eu n-ar trebui nici să vorbesc, nici să mișc, nici să fac nimic după diagnostic. Eu trebuie să fiu oricum așa. Mă, nu să vorbesc, nu să mă miști, nu să văd, nu să miros. Creierul lui a fost robit complet, înțelegeți? Trunc cerebral lovit, aproape tot creierul lui a fost. Dar puterea lui a fost mai mare, nu a mea. Eu înainte de accident am făcut MMA, lupte libere. Și într-un fel, oarecum mi-era dor de lupte, de bătaie. Ambiția care o are el, n-am văzut-o la nimeni, sincer. Eu fac sport de 25 de ani, dar ce ambiție are acest om, acest băiat minunat, n-am văzut-o la nimeni. Îi urmăreai meciul lui Moroșan în trecut? Da, Moroșan, da. Mă uitam înainte de accident. Mă uitam pe ProTV și pe astea. Și eram un fan. Nu m-am gândit vreodată că o să ajung să-l cunosc. Să-l cunosc, dar pe acela. Ce ai simțit când ai auzit că vei urca în ring cu el? Emoții maxim. Am început să o tremur, sincer. Și nu mi-era să cred. Florin, antrenorul meu de box, mi-a arătat un videoclip în care era filmat domnul Cătălin Moroșanu și spunea că Mihai Gabriel, te felici pentru tot ce ai realizat și voi intra în meci cu tine, adică în ring cu tine, dacă dorești. Cum crezi că se va schimba viața ta după acest meci? Bine, maxim, foarte bine. Foarte bine, dar dacă mă tot gândesc că el nu o să mă atingă, cred, sper, că dacă mă ating, iar 26 luni. Ce ți-au spus părinții când au auzit că o să mergi la Galați și o să ai meci cu Moroșan? Zic că poate și-au luat prea multe medicamente, că deja e ciu-ciu. Îi mulțumim domnului Moroșan, eu am foarte mari emoții, niciodată nu m-am gândit că am crezut că aici se va termina tot, știți? Și ne gândeam la un moment dat chiar să vindem casa, să putem să mergem mai departe. Nici nu m-aș fi gândit, vă dați seama să-l văd eu pe copilul meu, care acum 5 ani de zile nu avea nicio șansă să se lupte cu domnul Moroșanu în ring. Și asta este o dovadă pentru toți care nu au crezut în mine și în Mihai. Deci vă pot spune că au fost foarte mulți oameni frumoși în viața noastră. Chiar dacă familia se duce, mă înțelegeți, prietenii ți se duc, dar apar oameni străini pe care nu i-ai văzut niciodată. Dar sunt oameni adevărați. Vor fi 5.000 de spectatori. Ce mesaj le spui acum în direct pentru ei? Mă rog să nu mă judecați dacă nu o să fie tare bine. Dar să fie emoționați, îmi place de Cătălin Moroșan, o să fie milă să-l bată, să dau în el. După ce ai trecut prin toată drama asta cu accidentul, ce mesaj ai pentru cei care merg cu viteză pe străzi? Viteza e o șmecherie tristă, care aduce moarte, adică durere, moarte și sau rămâi imobilizat. Mă plec. 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 M